Dumnezeu să binecuvânteze România. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze poporul român. Amin. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți creștinii români. Amin. Dragii mei, dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, între noi, suntem chemați de Dumnezeu. Să-L prețuim pe El și să prețuim țara în care ne-a așezat. Să ne pese de împărăția lui Dumnezeu, dar să ne pese și de țara în care Dumnezeu ne-a așezat. Și de aceea, cred că astăzi, în zi de sărbătoare pentru România, e bine să ne aducem aminte fiecare dintre noi că suntem chemați de cel preanalt, suntem responsabili înaintea celui prea să ne iubim țara, să ne iubim poporul și să urmăm exemplele oamenilor lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră că Domnul Isus Hristos a plâns în mod special pentru Ierusalim? Știți dumneavoastră că Moise a dat dovadă de dragoste pentru poporul său până acolo încât a zis, Doamne, decât să piară poporul acesta, mai bine șterge numele meu din cartea vieții tale, Doamne. Știți dumneavoastră că Apostolul Pavel, un alt exemplu potrivit pentru noi, la un moment dat spunea, mai degrabă doresc să fiu eu însum lepădat decât poporul meu să piară. De aceea cred că înțelegem că în spirit creștin fiecare dintre noi suntem chemați să înțelegem că trebuie să căutăm binele cetății, să ne rugăm pentru țară, să căutăm binele țării acesteia și să facem tot ce ne stăm putință ca în țara aceasta lucrurile să meargă mai bine. Nu voi uita însă să spun că binele țării atârnă de binecuvântarea lui Dumnezeu, dar și de implicarea fiecăruia dintre noi în problemele cetății. Cu ceea ce ni s-a dat fiecăruia. Dragii mei, în această zi însă, pentru noi, cei ce ne-am adunat la poarta cerului și, bineînțeles, și pentru alții care sunt în alte biserici, avem încă o sărbătoare pe care trebuie să o luăm în considerare. De ce zic sărbătoare? Pentru că e un mare har să putem și să, să putem să ne adunăm la oaltă și să proclamăm biruința pe care a avut-o Hristos la Calvar. Acolo Hristos a biruit. Aș vrea să știți asta. Chiar dacă cineva va zice acolo el a fost omorât, acolo el a fost bagiocorit, acolo la Calvar Hristos a biruit. Și noi sărbătorim împreună cu Hristos și împreună cu cerul biruința sa de la Calvar. Pentru că dacă putem vorbi astăzi de mântuire, putem vorbi numai pentru că Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru s-a dus în locul nostru al tuturor ca să-și dea viața ca jertfă de răscumpărare. Însă, în această zi de sărbătoare, noi suntem chemați ca împreună să stăm în jurul cinei Domnului. Sigur că nu am predicat de mult despre cina Domnului, e ceva vreme de când nu s-a predicat despre cina Domnului, și astăzi mă simt dator să avem câteva învățături din Sfântul Cuvânt Privitor, de privitor la cina Domnului. Vedeți, când vorbim de cina Domnului, subiectul acesta a despărțit creștinătatea. În ce fel? Sunt unii care sărbătoresc cina Domnului doar o dată pe an, când sărbătoresc Paștele. Sunt alții care o sărbătoresc la fiecare întâlnire, în fiecare duminică. Noi o facem în fiecare lună. Aș vrea să înțelegem rațiunea. Cei ce sărbătoresc cina o singură dată pe an, rațiunea lor este că evreii sărbătoreau Paștele o dată pe an. Însă, nu uitați, cina Domnului e un lucru diferit de Paștele evreiești. Pentru că, în timpul Paștelor evreiești, Domnul Isus Hristos a luat. O pâine, a luat un pahar și a instituit o sărbătoare nouă. E așadar ceva diferit. Sunt alții care, cum am spus, sărbătoresc aceasta în fiecare duminică. Nu e un lucru rău. Însă, atunci când ceva se face foarte des, există tendința de a o duce în ritual foarte ușor. Oricina Domnului, vreau să vă spun este o sărbătoare în care suntem chemați să aprofundăm ceea ce Isus Hristos Mântuitorul a făcut în dreptul nostru al tuturor. În bisericile noastre am hotărât ca lucrul acesta să se facă o dată pe lună. Uneori se întâmplă și de două ori pe lună. Dar cu precădere o dată pe lună stăm la masa Domnului. Ei bine, dragii mei, în cuvântul care a fost citit din Scriptură, dacă ați fost atenți, Apostolul Pavel, Caută să corecteze anumite greșeli și abuzuri care se făceau la Cina Domnului. Din păcate și astăzi există multe greșeli care se fac în dreptul Cinei Domnului. De ce aceasta? Cei ce ați umblat prin școli, poate că știți că în cultura românească judimia despre asta ați auzit despre această mișcare culturală românească a avut adevărați corifei care au stat în fruntea Junimii. De exemplu, un Titu Maiorescu a discutat foarte mult ideea de forme fără fond. Au fost preluate apoi de Eminescu și de alți oameni de cultură români. Ei bine, aș vrea să mă îngăduiți astăzi să ne uităm împreună la cina Domnului și să înțelegem că există multe forme legate de cina Domnului, de la o biserică la alta poți să vezi diferite forme de a lua cina Domnului. Însă vreau să subliniez astăzi, important este fondul, nu forma. De ce vă spun asta, dragii mei? Vă rog să luați în considerare că Dumnezeu s-a arătat oamenilor în diferite forme. Luați în considerare că uneori s-a arătat ca un înger. Altă dată Dumnezeu s-a arătat într-un rug aprins. Altă dată s-a arătat într-un susur blând. Dar ce era cu adevărat important acolo? Rugul aprins, sau susurul blând, sau îngerul? Cu adevărat important era Domnul. Adică ideea de fond este că Domnul s-a arătat. Dar formele pot să fie diferite. Tocmai de aceea vreau să înțelegem fiecare dintre noi că atunci când vorbim despre cina Domnului, întâlnim oameni care țin foarte mult la formă. Atâta țin la formă încât sunt în stare să se certe unii cu alții, să se dezbine biserici întregi, pentru că țin mult la formă. Vreau să vă dau un exemplu. Când este vorba despre botezul cu Duhul Sfânt, Dumnezeu pe unii binecuvântează și botează într-un fel, pe alții binecuvântează cu botezul Duhului Sfânt în alt fel, pe alții în alt fel, dar ceea ce este important este că Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt. Tocmai de aceea vreau să spun, dragii mei, că pe Dumnezeu noi nu-L putem pune în șabloane. Nu vedeți că tot vine iarna. Știți că nu sunt doi fulgi de zăpadă, unul ca altul? Și sunt miliarde și miliarde și miliarde de fulgi și nu sunt doi unul ca altul. Nu sunt două fire de iarbă identice. Tocmai de aceea vreau astăzi să spun, nu formele sunt ceea ce E cu adevărat important. Nu formele sunt cu adevărat importante, ci fondul. De aceea, astăzi, aș vrea, cu ajutorul Domnului, să ne uităm la ce înseamnă cina Domnului. Există foarte multe forme. Iertați-mă, poate voi strâni zâmbetul cuiva. Nu vreau să fac asta neapărat, dar sunt realități cu care ne confruntăm. Și eu vreau să fiu deschis pentru că în această zi mi-am propus să aduc învățătură biblică privitoare la cina Domnului. De exemplu, ca să vedeți câteva forme. Sunt unii care propovăduiesc și pretind că înainte de cina Domnului trebuie să postești nu știu cât timp. E un lucru rău să postești. Nu. Să ne ajute Domnul să postim cât putem de mult. Dar știți dumneavoastră că nicăieri în Biblie Domnul n-a condiționat participarea la cina Domnului de post. Eram cândva într-o biserică, departe de zona aceasta, în care la un moment dat, predicatorul spune așa, acum cei ce au făcut spălarea picioarelor, pot să ia și cina Domnului. Adică a condiționat cina Domnului de spălarea picioarelor. Scrie undeva asta în Scriptură? Nu. Vin alții și zic așa, în dreptul celor căsătoriți. Înainte de cină, nu e bine să ai relații intime în cadrul familiei, soțul cu soția. E drept că în Scriptură apostolul vorbește și zice să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț decât cu bună învoire atunci când vreți să vă îndeliciți cu postul și rugăciunea. Dar asta nu înseamnă că cina Domnului trebuie condiționată de astfel de lucruri. De asemenea, vin alții și zic lucruri și mai... Iertați-mă, era să zic trăznite. Că, na, e... Vin unii și spun așa, Femeile, când sunt în perioada lor critică, nu pot să ia cina Domnului. Oare? Dragii mei, eu țin scriptura în mână, nu folclor românesc, nici folclor creștin. Eu țin scriptura în mână și în scriptură vă spun că nu există astfel de condiționări în scriptură. Ba din potrivă, eu cred că pe cei credincioși de va fi să vină Domnul, îi ia la ei, indiferent în de condiția lor în care se află din punct de vedere fizic, important e spiritual să fie legați de Domnul. Sigur că lucrurile acestea pe care le spun, uh, vedeți, sunt mituri. Când uh, spargi miturile, când îndrăznești să te atingi de mituri și de crezuri pe care cineva le-a purtat atâta vreme, s-ar putea să supere. Însă, dragii mei, în această zi vreau să vă spun tare și răspicat. Eu m-am ridicat în picioare în numele Domnului. Și dacă cineva este de altă părere, e problema lui. Poate să vină să discutăm cu Scriptura în față, însă, dragii mei, nu suntem chemați să fim farisei aceia care pun sarcini pe care ei înșiși nu le pot duce peste nimeni. De asemenea, există și alte bituri. În dimineața zilei în care e cina Domnului, să nu mănânci nimic dimineața. Păi nu-i rău, fraților. E bine să nu mănânci, dacă poți să nu mănânci. Dar nu e nici o regulă în scriptură în sensul acesta. Și nu cred că trebuie să facem din, din regulile noastre omenești, din formele acestea, să facem principii pentru biserică. Există de asemenea. Părerea la noi nu e cazul, dar sunt biserici în care vin, eu am asistat la neînțelegeri de tot felul, să știți, în biserici. Așa mi-e slujba, că trebuie să mai ascult și pe unii și pe alții. Și când i-am auzit pe unii, cina Domnului trebuie să fie pregătită de o soră sfântă. A trebuit să le pun întrebarea și după aia atunci, de ce se mai roagă păstorul? De ce mai trebuie să se roage pentru binecuvântarea uh, a zimei? De ce trebuie să se roage pentru astea, dacă e sfântă gata pâinea aia făcută? Observați, dumneavoastră, cât folclor ajunge să-și facă loc și să pătrundă în învățătura creștină? Apoi sunt alții care vin așa și zic, eu, eu nu iau cina decât din, direct din mâna uh, păstorului sau slujitorului care împarte cina. Dacă cumva de la capătul rândului se dă tava la altcineva, el nu vrea decât din mâna uh, slujitorului să ia. Slujitorul e tot un om. Și încă cu atâtea slăbiciuni. N-aș vrea, dragii mei, să lăsăm astfel de mituri să uh, își facă loc. Ba, încă un lucru. Știți dumneavoastră că atâția fac caz de faptul că la cină trebuie să fie un pahar, că scrie în Scriptură, Domnul a luat un pahar la binecuvântat. Sunt biserici care s-au despărțit, s-au dezbinat pentru asta. Ba, mai mult altele au zis așa ca să împăcăm pe toată lumea. Punem și un pahar în mijloc și paharele mici pe lângă. Aia e declarația din start, noi suntem divizați. Uitați-vă la noi. Sărbătoarea unității bisericii, dar noi vă arătăm că noi suntem de două feluri aici. Dragii mei, <sus> sunt alții care fac foarte mult caz, că la cina Domnului cine se împărtășește să stea pe genunchi. Alții zic să stea în picioare. Toate aceste lucruri, dragii mei, nu sunt altceva decât forme. Fondul ni l-a lăsat Domnul scris aici. Despre acestea nu veți găsi scris în Scriptură. Dacă găsiți, veniți să mă arătați și mie, dar nu veți găsi scris despre acestea legate de cina Domnului. Pavel nu face niciun fel de referire la aceste lucruri în învățătura lui despre cina Domnului. Deoarece toate acestea sunt forme, iar el, Pavel, ca și Dumnezeu, este interesat de fondul problemei, nu de formele ei. Am o întrebare. Este Dumnezeu interesat să luăm cina Domnului? Ce credeți? Dumnezeu vrea să luăm cina Domnului? Păi, dar s-a scris să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dar vă mai întreb ceva. Diavolul e interesat să luăm cina Domnului? Nu. Frați și surori, cina Domnului se dă ca să fie luată. Mă înțelegeți? Eu stau în fața dumneavoastră și vă spun un lucru pe care vi l-am mai spus și într-un alt context. În tinerețea mea am avut o perioadă în care diavolul a căutat. Să mă facă din calea afară desensibil la anumite lucruri legate de viața mea de credință. Și știți ce se întâmpla? Când venea cina Domnului, venea și vrăjmașul să zică, păi, da, nu știi ce vorba ai zis ieri. Nu știi că l-ai supărat pe cutare ieri. Și așa mai departe. Și, bietul Nelu Filip, totdeauna ziceam, Doamne, M-aș împărtăși, aș lua cina Domnului, dar da, nu pot. Și nu pot, a, și nu pot. Mâine și au trecut, a trecut vreo jumătate de an, dar s-a schimbat radical viața mea de credință. Am început să-i caut pe frați cu experiență și să le spun, frate, ce se întâmplă cu mine? Rugăciunea mea nu mai e aceeași. Frate, ce se întâmplă că nu mai merge, rugăciunile mele se duc până la tavan, nu mai am relația aceea, nu simt aceeași relație cu Dumnezeu. Și. Oamenii așa, binevoitori, îmi ziceau: cercetează-te, nu cumva ții un păcat în viața ta, ai un păcat nemărturisit. Ai... M-am cercetat, nu puteam să vorbesc păcătos ca toți oamenii și eu, dar nu era ceva care să mă pese pe conștiință în mod deosebit. Și mă frământam cu asta până când m-am dus odată într-o vacanță. M-am dus în satul meu și bunicul, un om credincios, întotdeauna când mă întâlnea, mă întreba prima, a doua lui întrebare, cum stai cu Domnul? Și a trebuit să-i spun, bunicule, nu stau bine. De data aceasta nu e în regulă cu mine. M-a ascultat bunicul și mi-a pus diagnosticul rapid. Știți ce a zis? Prima lui intervenție, după ce am povestit tot, a zis, Nelule, de când n-ai luat cina Domnului? Aha, de mult, că nu sunt în regulă și a zis, asta este lucru pe care tu trebuie să-l faci, pentru că cine mănâncă și bea, are viață în el însuși. Asta spune Scriptura. Prin urmare, dragii mei, dacă formele ar fi importante, ascultați-mă, ni s-ar fi lăsat scris în Scriptură despre toate aceste forme. Dar Apostolul Pavel, în textul care a fost citit, ne prezintă chestiuni de fond și astăzi, mă rog, Domnului, să putem să înțelegem fondul, adică ceea ce este cu adevărat important în cina Domnului. Primul lucru de fond pe care îl putem lua în considerare este că la cina Domnului poți să-ți faci păcate. La cina Domnului? Da, da. La cina Domnului poți să-ți faci păcate. N-ați fost atenți ce s-a citit aici? Vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Aud că veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Frații mei, surorile mele, cina Domnului este tocmai sărbătoarea unității în jurul trupului lui Isus Hristos și a sângelui lui Hristos. Când lăsăm cina Domnului să facă dezbinări între noi, nu ne facem mai răi. Să nu uiți așadar, este o problemă de fond, să nu uiți că poți să-ți faci păcate la cina Domnului. Despre ce păcate vorbește Pavel aici? Când ajungi să te uiți cu superioritate la frații tăi, că vezi, Doamne, ei iau din păhărele și nu iau dintr-un pahar, că vezi, Doamne, ei așa și colo dincolo. Când ajungi să disprețuiești pe frați, când adunarea cinei devine prilej de dezbinare, aceasta ne face mai răi în loc să ne facă mai buni. Când la cină e prilej de competiție, așa se întâmpla în Corint. Pentru că luau Cina Domnului, dar după aceea luau și o agapă, fiecare cu ce aducea. Și atunci fiecare se întrecea cu ce a adus de acasă. Or dragii mei, iată că Cina Domnului un act sacramental lăsat de Dumnezeu. Dacă nu este privită cu toată seriozitatea, dacă ajungem să confundăm Cina Domnului cu Cina noastră, sau dacă ajungem să confundăm casa Domnului cu casa noastră, avem o problemă. La Cina Domnului, dragii mei, regulile de fond le stabilește Domnul. Pe când formele le poate stabili biserica. Deci formele în care se dă cina, că unul stă în picioare, că altul stă pe genunchi, asta stabilește biserica. Dar problema de fond o stabilește Domnul. Și Domnul ne spune așa, când este vorba despre cina Domnului, aveți grijă să nu lăsați ca ea să devină prilej de păcat pentru niciunul din voi. Dragii mei, aș vrea să mai atrag atenția încă supra unui lucru tot de fond. Nu avem voie, întâi, să păcătuim la Cina Domnului, prin disprețul față de alții, prin tratarea uh, cu dispreț a fraților pentru care a murit Domnul, și doi la mână trebuie să nu uităm scopul pentru care a fost instituită Cina. De ce facem noi asta o dată pe lună sau de două ori câteodată. De ce facem asta? Pentru că Mântuitorul ne-a spus ori de câte ori faceți lucrul acesta, pomeniți. Adică, ce faceți? Vă aduceți aminte de moartea Domnului. La cina Domnului, vreau să știe bine toți cei ce mă ascultă, la cina Domnului, personajul central este Domnul. Nu omul, nu cine împarte cina, nu cine predică, personajul central este Domnul. Și tocmai de aceea vreau să știți cine este despre el, despre Domnul și ea trebuie luată cu mulțumire. De aceea vorbim despre Euharistia aceasta, care este o mulțumire. Adică te uiți la cina Domnului și ți-aduci aminte că toate acestea le-a făcut Domnul pentru tine. Pomenirea Domnului și a jertfei lui este foarte important. Noi luăm azimă sau pâine și totuși credem că luăm trupul Domnului. Nu contează ce zice analiza chimică, nu asta e importantă. Contează ca prin credință eu mă împărtășesc cu trupul Domnului. Iau păhărelul cu must, cu rodul viței. Nu contează ce-mi zice analiza chimică, eu prin credință îl iau ca pe sângele Domnului. Și știți ce înseamnă asta, frații mei? Asta înseamnă că de fiecare dată când iau cina Domnului, asimilez în mine jertfa lui Hristos prin credință. De aceea e importantă cina Domnului. Adică eu iau, mă fac beneficiar al jertfei lui Hristos când mănânc din trupul lui și când beau din sângele lui practic, cina Domnului este o reîmprospătare a legământului pe care noi îl avem cu Domnul. Și de aceea vreau să spun astăzi, cina Domnului se dă ca să fie luată de ucenicii Domnului. Dar mai este un lucru pe care este pentru pomenirea Domnului, adică pentru aducerea minte a ceea ce a făcut Domnul, dar cina Domnului este de asemenea o proclamare a Domnului. În ce fel? Uitați-vă ce zice versetul 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. E foarte interesant versetul acesta. Vestești moartea Domnului, dacă ai vestit numai moartea Domnului, nu te-ai mai aștepta să vină. Dar nu e așa că te aștepți că El vine? De ce? Pentru că El e viu, trăiește. Deci, la cina Domnului, noi vestim moartea Domnului, dar vestim și învierea Domnului. Dar vestim și înălțarea la cera Domnului. Și vestim și revenirea Lui în glorie. Cu alte cuvinte, la cina Domnului noi vestim Evanghelia. Știți cine e cel mai supărat când ne împărtășim? Diavolul. Este cel mai supărat. Pentru că în biserica în care se împărtășesc oamenii cu trupul și sângele Domnului, este proclamată moartea Domnului, învierea Domnului, înălțarea Domnului, revenirea Domnului în glorie. Toate acestea sunt proclamate. Astea sunt chestiuni de fond, frații mei. Noi trebuie să știm că cina Domnului este pentru pomenire, adică pentru aducerea minte și este pentru proclamare a adevărurilor mântuitoare pe care ni le-a lăsat Domnul. Acum mai trebuie să spun un lucru. Să nu uităm încă o chestiune de fond. Există un pericol la cina Domnului. care e pericolul? Dacă ați fost atenți la citire, veți vedea că pericolul este să iei cina în chip nevrednic. Ei, cum e asta? Să iei cina Domnului în chip nevrednic. Este cineva vrednic să se atingă de trupul și de sângele sfânt al Domnului? Dar ce înseamnă atunci să nu te apropii de cina în chip nevrednic? Ce înseamnă atunci asta? Eram odată într-o biserică așa, că în cărunțind am văzut multe. Eram într-o biserică în care am predicat despre cina Domnului și despre importanța împărtășirii și când păstorul după asta a zis, cei ce se împărtășesc rămân în picioare, au rămas câțiva. de numărai așa. Au rămas câțiva și dintr-o dată s-a ridicat și un proroc. Și prorocul a zis, am văzut și așa mai departe și dintr-o dată am văzut mai jumătate dintre ei care erau ridicați în picioare, hop și ăia jos. Și am zis, Doamne, Doamne, cum își bate vrăjmașul joc de oameni care ar trebui să aibă ochii deschiși și să înțeleagă Scriptura. Dragii mei, ce înseamnă chip nevrednic? Ca să înțelegem asta, cuvântul... Uitați-vă, să ne uităm la 1 Corinteni 6 cu 2. Ca să înțelegem același cuvânt, zice nu știți că sfinții vor judeca lumea și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Adică, ce spune aici? Nu aveți voi capacitatea de a judeca? Nu aveți voi discernământ ca să judecați? Că trebuie să judece alții? Practic, vrednicia aceasta despre care vorbim aici este legată care-l avem în fața cinei, ce înseamnă chip nevrednic? Înseamnă să te apropii fără a conștientiza ceea ce faci. Fără a conștientiza cu ce ai de-a face. Dragii mei, dacă luăm așa și noi că iau toți bucățica și păhărelul, suntem în chip nevrednic? Pentru că noi trebuie să știm că avem de-a face cu trupul Domnului, avem de-a face cu sângele Domnului. Asta este chip nevrednic. Să nu-ți dai seama cu ce ai de-a face. Și știi ce mai înseamnă? Să te apropii în chip nevrednic. Să crezi că ești vrednic de cina Domnului. Asta e chip nevrednic. Când te apropii zicând, na, eu sunt vrednic de luat cine astăzi. Atunci, te apropii în chip nevrednic. Pentru că de cina Domnului trebuie să te apropii cu smerenie. citit o carte, Tăunul, cred că era titlul ei, nici nu mai știu autorul. Dar în cartea aceea, la un moment dat, era un moment al împărtășaniei și slujitorul altarului împărțea cina Domnului și o beată femeie care s-a cercetat altfel decât trebuia să cerceteze, zicea, la un moment dat, s-a apropiat și apoi a făcut un pas înapoi și s-a uitat slujitorul Domnului la ea și a strigat în auză tuturor, ia femeie, e pentru păcătoși, iertați de Domnul. O, dacă am înțelege, dragii mei, că cina Domnului este un har pe care ni l dă Domnul. De ce credeți că Domnul ne-a chemat să luăm cina Domnului? Ca să înțelegem fiecare dintre noi, a te apropia în chip nevrednic nu este ce -ți spune cu tărică și cu tărică. A te apropia în chip nevrednic este a nu conștientiza, a, -avea, a nu avea discernământ, să știi că ai de-a face cu trupul și cu sângele Domnului. Asta este chip nevrednic. Să te apropii când crezând că tu ești vrednic sau să te apropi cu superficialitate, așa într-un fel de ritual, că am făcut și noi ritualul acesta. Sau? când te apropii și nu faci niciun efort ca viața ta să semene cu a Domnului. Asta e chip nevrednic, nu discerni cu ce ai de-a face. Înțelegi? De asemenea, tot o chestiune de fond este porunca cinei. Porunca cinei fiecare să se cerceteze pe sine însuși și să ia. Ce cercetare e asta? Să te cercetezi dacă ai păcate? Ai, îți spun eu, uite așa, de la învon, fără să fi stat noi de vorbă, ai păcate. Să vezi dacă ești în acord cu jertfa lui Hristos, dragul meu. Asta înseamnă să te cercetezi pe tine însuți. Să vezi dacă ești pus în acord cu jertfa lui Hristos, să conștientizezi cu ceea ce ai de-a face, să conștientizezi că ești dator Domnului, că n-ai nimic de la tine, Nimic din tine nu te învrednicește pentru asta. Pentru că mântuirea ta este opera exclusivă a lui Dumnezeu. El te-a căutat. El te-a găsit, El ți-a dat harul pocăinței, El ți-a dat harul apropierii de El. Și tocmai de aceea trebuie să conștientizezi că ești dator Domnului. Asta înseamnă să te cercetezi. Nu spune nicăieri în Scriptură, ascultați-mă, nu spune fiecare să se cerceteze pe sine și să nu ia. Nu scrie asta. Ci cine ia să se cerceteze pe sine însuși când ia. Deci nu există opțiunea să nu iei dacă ești ucenicul Domnului. Dacă ești ucenicul Domnului, nu există opțiunea să nu iei. Dacă însă cugetul tău este legat, este apăsat, sigur că este o chestiune de cercetare personală. În care tu -ți știi condiția, dar vă rog să mă ascultați. Neparticiparea la cina Domnului ne pune într-o situație foarte neplăcută din punct de vedere spiritual. Apreciez prezența atât de bună în adunare. Asta îmi spune că dumneavoastră ați venit aici să vă împărtășiți. Dar vă rog să luați în considerare încă un lucru de fond. Când ne apropiem de cina Domnului, trupul Domnului. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Să deosebești înseamnă să înțelegi că este diferit. De aceea spune 1 Corinteni 4 cu 7 că -și cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Adică există pedeapsă pentru cei ce participă la cină, dacă nu deosebesc trupul Domnului, nu înțeleg cât de diferit este trupul Domnului. Și îl tratăm așa ca pe orice altceva. Dragii mei, dacă nu știm să privim trupul Domnului ca ceva special, dacă nu privim trupul Domnului ca ceva ceresc, avem de-a face cu pedeapsa Domnului. Vă rog să înțelegeți asta. Dacă suntem fii, iar dacă nu, dragii mei, vom avea de-a face cu o sândă, o sândă veșnică. De aceea, cina Domnului trebuie privită ca ceva cu totul și cu totul special. Să apreciem la justa ei valoare. Asta înseamnă să deosebești trupul Domnului. Să apreciezi la justa valoare ceea ce ți se pune înainte. Este trupul sfânt al Domnului. Este sângele curat și sfânt al Domnului Isus Hristos. Și apoi mai trebuie un lucru. Să deosebești trupul Domnului și ca biserică. Pentru că Scriptura ne spune că biserica este trup al Domnului. Trebuie să deosebești biserica, să înțelegi că ea este diferită. Dragul meu, dacă ești în biserica lui Hristos, trebuie să trăiești în așa fel încât Hristos să fie onorat. E trupul lui Hristos. Nu te porți cu trupul lui Hristos, adică cu biserica oricum, ci trebuie să te porți cu grijă cu trupul lui Hristos care este biserica. Sunt așa de supărat când văd cu câtă ușurință oamenii vorbesc rău despre biserică. Cu atâta ușurință vorbesc rău despre biserică. Dragii mei, eu nu zic că în biserică nu sunt oameni cu slăbiciuni. Sunt și încă mulți. Și eu sunt un om cu slăbiciuni. Dar atenție! Bisericii din Sardes îi vorbește Domnul în Cartea Apocalipsei și după ce o critică Domnul și după ce spune e bai cu tine, nu e în regulă, zice, totuși, ai acolo câteva nume care nu și-au pătat hainele. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Că biserica trebuie privită ca biserică. Domnului trebuie privită cu toată seriozitatea. Avem tendința pentru un lucru care se face de multe ori să credem că toți știu câte ceva despre asta. Aș vrea să vă spun că cele mai multe probleme legate de cina Domnului sunt legate de forme. Și astăzi am vrut să vă spun că nu formele contează, ci contează conținutul. Știți dumneavoastră că sunt oameni, acum am închis scriptura, dar mai fac o paranteză. Sunt oameni care atât caz fac de, de ce cina un din mai multe păhărele, Până acolo se duc încât caută să-i anatemizeze pe cei ce iau din mai multe păhărele cina Domnului. Pentru că Scriptura zice, paharul binecuvântat, așa, așa, așa. Dragii mei, ca să înțelegem acest lucru, vă rog să luăm în considerare că atunci când Domnul vorbește despre pahar, El vorbește despre conținutul acelui pahar. Nu vorbește despre obiectul în sine. Știți că cinei Domnului îi mai zice în Scriptură masa Domnului? masă poate fi mâncarea de pe ea. Tocmai de aceea aș vrea să nu ne împiedicăm în forme de un fel sau altul. Dragii mei, ne facem vinovați de trupul Domnului care este biserica și de neînțelegerea fondului, de neînțelegerea faptului că cina Domnului înseamnă trupul Domnului și înseamnă sângele Domnului, nu înseamnă paharul sau tava. Înțelegeți? Înseamnă trupul Domnului și înseamnă sângele Domnului. Tocmai de aceea zic astăzi, cine are urechi de auzit, să audă. Pentru că altfel ne putem face vinovați. Frații și surori, în această zi, aici la cina Domnului, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că miezul acestei lucrări, este atât de divin încât fiecare dintre noi trebuie să fim copleșiți de respect pentru ceea ce se întâmplă la cina Domnului. E atât de divin miezul. Știți ce e aici? Este trupul Domnului și este sângele Domnului care s-a dat pentru noi. Trebuie să privim cu atâta seriozitate lucrul acesta. Însă, dragii mei, vă rog să nu uitați. Cina Domnului nu ne-a fost lăsată ca să ne împărțim în clase. Să zicem, ăștia mai buni și ăștia mai puțin buni. Cina Domnului ne-a fost dată ca să beneficiem de harul ceresc, de binecuvântările cerului, de părtășia cu jertfa lui Hristos. Și nu e așa că în fiecare zi ai nevoie de o părtășie cu jertfa lui Hristos? Haideți să luăm astăzi cina Domnului cu gândul la ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi. Să stăm plini de respect în fața lucrării Mântuitoare a lui Hristos să-i mulțumim pentru ceea ce a lucrat în dreptul nostru, să-i mulțumim pentru jertfa de la Golgota și să înțelegem că dacă avem astăzi șansa să stăm în casa lui Dumnezeu, avem numai datorită Lui. Însă nu voi uita nici astăzi să vă spun că cina Domnului este masa pe care Domnul a instituit-o pentru ucenicii săi. Și ucenicii Domnului, de aceea zic că trebuie să deosebim trupul Domnului. Ucenicii Domnului sunt oameni care s-au angajat prin propria lor decizie. Nu prin decizia nașului sau a nașei, nici prin decizia părinților. Oameni care s-au angajat prin propria lor decizie să urmeze chemarea Domnului. Aduceți-vă aminte, a trecut Domnul pe lângă ei și a zis vină după mine. A lăsat totul și s-a dus după el. Masa Domnului este pentru ucenicii Domnului. Vă rog să deosebim acest lucru. Este voia lui Dumnezeu ca să nu ne facem păcate la cina Domnului. Ca să nu uităm scopul pentru care ne-a fost dată cina Domnului. Și mă rog lui Dumnezeu ca astăzi Dumnezeu să-și împlinească scopul în noi. Și în ce fel? Să avem părtășie cu jertfa lui Hristos, să mai luăm din jertfa lui Hristos în noi și să ne mai bucurăm de lucrarea sa mântuitoare în viețile noastre.